Emma Bârfă. Ah, cum să scriu un articol întreg în 2 ore? Despre ce să scriu? Te ajut eu să gândești. Am găsit! Scrie despre brânză. A spus că se gândește, dar de fapt doar s-a prefăcut. Ai putea scrie despre fata cea bună la suflet care și-a lăsat prietenii să meargă la concert și a rămas la birou. Noi te susținem, Rebecca. Nu suntem doar colegii tăi, suntem și prietenii tăi. Nu plecăm de aici până nu termini. Mersi, Michael, ești drăguț. Nu lăsați pe nimeni în urmă. De fapt, speram să spui plecați fără mine. Stai calmă, te gândești prea mult. Mereu spui asta. Te gândești prea mult, stai calmă, vai ce serioasă ești. Știi ceva? Asta e prima impresie pe care o lași. Spui ce nu e bine. Asta e! Am găsit subiectul. Va scrie despre brânză. Nu, voi scrie despre primele impresii ale oamenilor despre ceilalți. A, da, îmi amintesc când ai intrat prima dată aici. Noah, nu începe. Ba da, să începem toți. Salutări, dragi colegi ziariști! Atențiune, atențiune, Michael Theodore Davis a sosit, da? Stai, nu sunt tocilară. O, lasă-l să termine, îmi place cum își amintește de mine. Mulțumesc, Michael, lasă oamenii să decidă singuri, bine? Bine. Aș vrea să stăm de vorbă, dar mă cam plictisiți. Scuze, dumneavoastră sunteți redactorul? Da, tu cine mai ești? Rebecca Harper, prezentă la datorie. Domnișoară Jeffries, am o bogată experiență în lucrul cu tocilarii și în buna funcționare a aparatelor dentare. Așadar, nu vă temeți, vă voi face mândră de revista asta. Ești tocilară, Puștaco? Mulțumesc! Nu-mi place asta. Vezi? Toci! Toci! Sunt alergică la vorbăria asta despre tocilari. Să vorbim despre cineva care a lăsat o primă impresie grozavă. Stai să ghicesc. Tu. Amanda a lăsat o anume primă impresie. Parcă ieri s-ar fi întâmplat. Ea... Știu că ești bine intenționat, dar nu vei spune ce trebuie. În amintiri vreau să apar cu coafura asta. Permiteți-mi. Peste câteva luni, maimuța acvatică va ajunge pe primul loc. Este o trupă foarte la modă care va introduce un nou curent. La modă? Va introduce... Că veni vorba de oameni la modă. Nu știi când sosește Amanda Pierce? Nu știu, dar abia aștept să o am ca mentor. Amanda Pierce e genul de fată care e la modă și va fi mereu la modă. Învață-mă tot știutoareo, nu sunt demnă. Oh, nu sunt demnă. N-am cuvinte. Oh, sandvișurile de pui cu salată. Nu știu cum se pune salata în pui, dar mă bucur că se pune. Wilder! Un sandviș de pui cu salată care vorbește? Cred că visez. Nu, nu visezi, ești în amintirea mea. Ar trebui să fiu uimit chiar acum. Tu de unde ai mai apărut? Nu așa stau lucrurile! Wilder, potolește-te! Scuze! Dacă mă lași să intru iar în amintirea ta, promit că-mi voi aminti cine ești. Stai! Nu-ți amintești de mine? Șoc! Mi-ai luat vorba din gură! Cum ai putut să uiți? Nimeni nu o uită pe Amanda Pierce! Gândește-te, Wilder! Încerc! Nu văd decât întuneric! Nu vezi și niște puncte roșii când închizi ochii? Nu numai că le văd, au și nume. Și nu ai reușit încă să le faci să stea pe loc? Nu, deloc, niciodată. Hei, avem o situație gravă. Stai puțin, care e prima ta amintire cu mine? Cred că la petrecerea pe role a revistei. Atunci când am căzut și tu m-ai călcat pe cap, mai ții minte? Asta a fost abia după 2 luni. Și eu te-am călcat pe cap. Probabil cam pe atunci. Trebuie să-ți amintești că te-am bătut la un joc video, mai știi? Nici n-are rost, n-am înscris niciun gol. M-au blocat de fiecare dată. De fiecare dată! Da! Uite, am dat un gol din acela. Ce? Cum ai reușit? Nu știu, cred că sunt bună la orice. Trebuie să-ți amintești de asta.
Oarecum vag. Nu țin minte decât... Ce? Cum? Cum ai reușit asta? Mi-ai pixelat toată fața? Nu e vina mea, amintirile mele au rezoluție slabă. E groaznic! Ce să mai vorbim de prima impresie? Ție nu ți-am făcut niciuna. Nu te poți lua mereu după prima impresie. Iată prima mea impresie despre Wilder. Un porumbel poștaș pornește din punctul A la ora 3. Zboară cu 40 de kilometri pe oră. Vei reuși, Michael. Un porumbel poștaș. Ceai! Am nevoie de un ceai tare și de un geniu în matematică, dacă este vreunul pe aici. Desmeură. Ceaiul prinților, de portocale. 15, 18, 21. Evrica! Tocmai l-am găsit pe geniu. Ăsta da, ceai bun, da. Deci, l-ai pus pe Wilder să te ajute cu tema la mate? Nu, m-a pus să-i fac tema la mate. L-am pus, e prea puțin spus. Fac trimitere la dosarul rușinii. Papion prea mare. Cea mai groaznică poză. O scrisoare de încetare a activității primită de la o vedetă atât de mare că nu-i poți rosti numele. Și asta, nota asta, slabă de 7. Se pare că Wilder nu se pricepea deloc la mate. Ceaiul prinților, de portocale. 15, 18, 21, Evrica! Tocmai l-am găsit pe geniu. Nu e vina mea că ai confundat jocul cu uniți punctele cu matematica. Dar ai țipat Evrica! Asta spun mereu când rezolv ceva. Deci prima mea impresie despre Wilder a fost că e un geniu. Se pare că e exact opusul. Ce nostim, ce nostim. Opusul unui geniu. Stai puțin, care e opusul unui geniu? Hei! Alo, secretara tatei? Cât e ora? Ai putea să te uiți pur și simplu la ceas. Mulțumesc! Ca să știi și tu, ceasul acesta e din Italia, iar eu nu știu italiană. De unde să știu ce înseamnă X-urile și I-urile? X-urile și I-urile alea sunt cifre romane, nu italiene. Orice ar fi, trebuie să termin articolul până la V și 2I. Altfel plecăm fără tine. Hei, tu! N-ai cumva ceva pentru durere de gât? Ai spus că prima ta impresie despre mine a fost că sunt o tocilară. Cam așa ceva. Adevărul e că tocilară e puțin spus. Ei bine, bunica mea spune că dacă tachinezi pe cineva, îți place de acea persoană. Spune bunicii că e o teorie drăguță, dar nu e valabilă. Doar te tachinezi. Serios? Atunci ce-a fost cu CD-ul ăla cu melodii lente? E un simplu CD. Cât despre a opta melodie, nu clipică pierzi, nu prea e lentă. Totuși, mi-ai dat acel CD într-un fel anume. Cântă, Mikey. Salut, păpușă! Ești noua fată de la revistă, nu? Dacă te prezinți ca un domn, poate-ți voi răspunde la întrebare. Noah Jackson, muzică. Rebecca Harper, probleme școlare. Ce ar trebui să fac ca să primesc și eu un suc? Să ceri! Așa credeam și eu. Dăm ce beau de obicei și încă unul pentru domnișoara. Sunteți foarte amabil, domnule Jackson, dar ar trebui să știți că las băieții ca tine cu inima frântă, asemeni unor coși de ou călcate în picioare. Da? Atunci află că eu sunt ceva mai dur.
să fie adevărat? Oare pământul e rotund? Teoretic e oval. Te pricep, puștoaică. Asta ce-a fost? Nu știu. Așa se face în filmele alb-negru. Ce-i cu ăsta? Să spunem că e un semn al afecțiunii mele. Mulțumesc, domnule Jackson. Încetează. Nu-mi vine să cred. Chiar și amintirile tale sunt plicticoase. Alb și negru? Ce e asta? Poți spune ce vrei, dar să știi că am dreptate. Dacă mi-ai dat CD-ul ăsta, înseamnă că-ți place de mine, Noah. Oh, ăsta e un CD minunat. Ce? Îl ai și tu? Da, mi l-a dat Noah la început. Ia stai, când anume ți l-a dat Amanda? În a treia zi de lucru. Purtam o roche vișinie, pantofi fără toc și părul mi-l coafase Sergio. Iar tu, Wilder, purtai pantalon cu pete de iarbă și tricoul verde cu inscripția fără griji. Uite, așa se țin minte lucrurile. Mie mi-ai dat CD-ul la sfârșitul primei săptămâni. Adică, mi l-ai dat după ce l-ai dat Amandei. Oricum, acum nu suntem în film, deci nu mă plezni. Oh, care e ordinea? Carne, pâine, carne sau pâine, carne, pâine? De ce nu-mi pot da seama? Oh, Michael are dreptate. Chiar sunt opusul unui geniu. Michael habar n-are ce spune. Și e pâine, carne, pâine. Stai, să-mi notez ca nu cumva să uit. Pâine, carne... Wilder, concentrează-te! Nu pleci de aici! Nu! Nu mai mănânci nimic până nu-ți amintești de mine. Dar, Amanda... Niciun dar. Știi cum îți vei aminti de mine? Parada modei Figarucci. Cea care a lăsat pe toți mască. A, da, acum îmi amintesc. E incredibil. N-am mai văzut așa ceva. Imaginea asta îmi va rămâne întipărită în minte. Figarucci e cel mai grozav creator de modă din totdeauna. Stilul lui elegant e inferior doar stilului meu. Dacă merită cineva să scriu despre el, acesta este Figarucci. Am spus asta, da, am spus. Aceea era prezentarea mea, Wilder, nu a lui Noah. Serios? Wow, amintirile astea îmi provoacă foame. Nu, nu mănânci nimic. Dar Amanda, cum să-mi amintesc de tine pe stomacul gol? Poftim, ia-le înapoi. Muzică pentru o zi ploioasă, muzică pentru o zi ploioasă fără umbrelă și pentru când îți usuci părul după o zi ploioasă fără umbrelă. Nu le mai vreau. Și dacă plouă? Er. Nu mă lua cu er, m-ai enervat, spune-mi numele întreg. Bine, Rebecca. Ai idee cât timp mi-a luat să fac astea? De fapt, nu foarte mult datorită minunilor tehnologiei din ziua de azi, dar... gestul contează. Știi ceva? Nu îmi pasă. Îți voi face un nou CD. Se va numi Muzică pentru atunci când tuni și fulgeri. Nu, sandwich. Sunt slăbit. Aia e o firmitură? Nu, era o furnică. Hei, Wilder, ce mai faci? Hei, Michael, nimic? Wilder, nu am vrut să spun ceea ce am spus mai devreme, dar... dar să știi că m-ai rănit. Hai, Wilder, uneori vezi oamenii mai răi decât sunt. Eu nu, niciodată. Niciodată? Nici când ești supărat? Nu. Deci când am intrat pe ușă nu gândeai rău despre mine? Nu. Nici chiar după ce te-am jignit, nu mi-ai vrut răul deloc? Nu, deloc. Nu prea te cred, spune-mi, care e părerea ta despre mine acum? Să spunem că văd oamenii mai buni decât sunt și mai gustoși. Încă puțin muștar și niște murături și ai fi numai bun. Tu! Hai, Rebecca! Ți-am spus numele întreg. Dă-mi ocazia să-ți explic. Ce să-mi explici? E clar că preferi o fată care nu e tocilară.
Chiar dacă nu crezi, ție chiar îți stă bine așa. Acordăm 2 minute. Nu va fi convingător și rapid. Trebuie să ajungem la un concert. Bine, uite cum stau lucrurile. Ce tocilară? Nu, o bancă de școală, un birou. O tocilară drăguță. E frumos, mi-am făcut mulți prieteni aici. Bine, ai venit în lumea muzicii mele. Da, mă distrez. Noul tău prieten, Noah. Biroul lui Michael e lângă al meu. Să vedem ce iese. Îmi place aici. Am biroul meu, am un capsator, am chiar și cărți de vizită. Ura! Salut. Trebuie să închid, vorbim diseară. Și eu te iubesc. Te iubesc? Salut, Noah. Ce mai faci? Oh, nimic. Mă uitam la cărțile tale de vizită. Sunt grozave, nu? Rebecca Harper, jurnalist. Îmi plac literele clasice și hârtia lucioasă. Credeai că vorbeam la telefon cu prietenul meu? Care, la urma urmei, ar fi putut să mă bată măr? Vorbeam cu bunica. Acum știu asta. Deci din cauza asta i-ai dat CD-ul Amandei. Apoi ți-am făcut și ție un alt CD după ce am aflat că vorbisești cu bunica ta. N-o subestima pe bunica. Noah, să știi că și ea te-ar putea bate măr. Rebecca, grăbește-te. Dacă nu termini, va trebui să fiu rea. Dar mie nu-mi place deloc să fiu rea. Nu rea în sensul de grozavă. Generația voastră mai spune rău? Nu, acum spune mișto. Mișto. Am priceput. Ăsta ce e? Muzică de ascultat când ai un termen limită. Acum grăbește-te. Trebuie să termine, altfel vom rata începutul concertului. Salut, Wilder. Salut, sandwichule. A mea ești, Banano. A cui e prăjitura acum, a? Voiam doar să-ți spun că îmi pare foarte rău. Îți accept scuzele. Dar mă poți învinovăți pentru ce am spus? Ești trist, se vede asta, dar nici măcar nu-ți amintești primele zile de lucru cu Amanda. Vino aici. Frate, cum să nu-mi amintesc de ea? Cum? Îmi amintesc totul. Cum stătea pentru prima dată la birou, cum a ridicat receptorul pentru prima oară având capul puțin înclinat, cum a sunat-o pe secretara lui tati. Îmi amintesc că ei se învinețiseră degetele pentru că a trebuit să tasteze ea singură. Dar știi ce mi-amintești cel mai bine? Ah, bună mișcare, Banano, dar tot te voi învinge. Ah, tu și prăjiturile tale. Grozăvescu. Bună expresie. De cât timp o tot spui? N-am mai spus-o până acum, dar presimt că o voi spune tot mai des de acum înainte. Stai. Tot acest timp te-ai prefăcut că nu-ți amintești de ea? Exact. Acum nu mai pricep nimic. De ce ai face așa ceva? Tu! Ascultă bine, Wilder, să nu crezi că am terminat cu tine. Te voi face să-ți amintești de mine cu orice preț. Oriunde vei merge, la cafenea, în parc, la film, eu voi fi chiar acolo lângă tine, încercând să te fac să-ți amintești de mine. Dar, Amanda, nu pot sta în fiecare moment al zilei lângă mine. Ba să știi că pot, obișnuiește-te cu asta. Evrica! Genial, absolut genial. Prima impresie... Mișto! Da! Bună treabă, Rebecca! E scurt la obiect, foarte profesionist. Ultimul care ajunge la concert e un nou stricat! Cine ar fi zis că DJ e fan al maimuței acvatice? Nu lăsăm pe nimeni în urmă, nu? Mergeți fără mine! Îl aștept pe Noah. Ești gata să plecăm? Vreau să vorbesc cu tine. Iar eu vreau să te ascult. Poate că sunt cam stângace. Îmi place să am creioane bine ascuțite, să fie spătarul scaunului drept și să nu fie firimituri în tastatură înainte să mă apuc de treabă. Dar dacă asta înseamnă să fii tocilar, atunci, Doamne iartă-mă, sunt o toci... Lară,
ce zici? Mergem o dată la concert? Da. Mi-ar plăcea foarte mult.